Salutare tuturor! Iată-ne la un nou podcast Kinetodactica și astăzi am... nici nu știu ce să spun. Sunt emoționat, asta cred că este cuvântul, să o am alături de mine pe Mara. Bună, Mara! Bună, Bogdan! Mara are scolioză. A făcut terapie, a purtat corset și... A răzbit în această luptă sau, nu știu, a fost o luptă sau cum ai descrie procesul ăsta? Eu îl descriu ca pe o călătorie mai mult decât o luptă. A fost o luptă, poate, acceptarea, a fost o luptă să-mi dau seama unde este drumul meu bun spre a ajunge la final în această călătorie, dar eu o spun ca o poveste și o experiență. Cum a fost la început, când ai aflat despre scolioză? Nu mi-a venit să cred, evident este șocul acela de la început. Eram foarte mică, aveam doar 11 ani. Primul care a sesizat a fost medicul. Deci pe tine nu te durea nimic, nu era nimic în neregulă. Nu părea. În acel punct. Nu părea. Cel puțin la început. Nici eu, nici familia n-am văzut modificări corporale. Dar de la observațiile medicului care au spus direct, uite tu, eu te consult acum și îți spun, vizibil, fără radiografie, că văd asimetrie la coloana ta. Asta înseamnă că ai scolioză. A fost un termen pe care nimeni nu-l știa. Ne-am gândit, ok, ce înseamnă? A început să ne povestească. Poate prima reacție a fost de negare. Nu știam exact cu ce se mănâncă, cum putem să rezolvăm acest lucru. E o problemă reală sau este doar ceva legat de aparență sau de estetic? Și acest drum a durat? Aproximativ 4 ani. 4 ani? Da. O perioadă lungă. Dar, din ce îmi dau seama, frumoasă, i-ai spune acum? A venit și cu frumusețea colaterală, clar. A fost acești 4 ani în viața unui adolescent, sunt esențiali. Adică te formează. Pentru mine, acești 4 ani, cum am spus, au fost o poveste. Am avut suișuri, coborâșuri, am avut momente în care îmi venea să-mi bag picioarele. Da, exact. Să ducem pe aia dreaptă. Exact. Au fost momente în care mă gândeam, ok, wow, se poate, uite ce pot să fac. Dacă nu mi se întâmpla asta, nu puteam să-mi dezvolt anumite abilități, nu puteam să văd resursele cu care am venit, resursele familiei sau ale prietenilor. Deci, clar, clar, există și o parte frumoasă pe care nu o să o regret niciodată. Dar exista atunci mai ales, pentru că asta observ des în mintea ta, la modul, ce vor oamenii ăștia de la mine? Adică pe mine nu mă doar nimic, eu nu văd nimica... Eu simt că nu-i nimic neregulă, dar ei zic că am o problemă. Exista chestia asta în mintea ta? 100%, îți dai seama. Primul pas făcut, cred că a fost radiografia. Controlul de la medic, el a venit, a măsurat niște unghiuri, nici nu înțelegeam despre ce este vorba, mi-a spus niște cifre. Pentru mine erau irelevante, pentru că nu înțelegeam ce înseamnă scolioză, nu înțelegeam de ce e important să am coloană treaptă, nimeni nu mi-explicase în momentul acela. Știi, când a devenit conștient că da, este o problemă și momentul în care chiar am spus, ok, viața mea se va schimba, momentul în care am pus corsetul pentru prima oară pe mine. Uh-huh. Acel moment m-a definit complet, a fost un mental breakdown pentru mine și cred că pentru toți care țineau la mine. A fost momentul care m-a definit. Atunci am realizat, ok, este o problemă. Probabil... cu mintea de atunci, imagineam că, ok, oamenii ăștia nu vor rău, evident. Nu sunt eu conștientă de ce probleme pot să apară, dar ei sunt specialiști și aveam o încredere în ei enormă și mai ales în părinții mei, care păreau că mă susțin și care păreau că sunt de acord cu ce zic medicii. Și atunci, automat, eu am ales să merg pe acel drum alături de ei, cu încrederea pe care ei mi-au dovedit-o. Cât de ușoară a fost acceptarea corsetului? Ușor nu este cuvânt. Nu e ușor. Nu. Dacă e să definim metaforic, corsetul înseamnă rigiditate și limitare maximă. Limitare în mișcări. Nu eram... Corsetul se pune stând culcat în pat, poziția orizontală. Eu la început nu eram capabil să mă ridic singur în fund. Aveam nevoie de mami sau aveam nevoie de sprijin unui perete ca să pot să mă ridic. Nu mai spun, mersul era incomod pentru că el impune o postură atipică mie. Eu sunt învățată, ok, anormal să stau într-o anumită postură cu bazinul strâmb. Corsetul mi impunea exact pe invers. Conștient, pentru mine era oribil. Eram, ok, zici că cineva mă ține cu forță acolo și mi dădeam seama că nu, asta se va întâmpla pentru o perioadă foarte, foarte lungă.
Deci era o luptă cu tine a corsetului. Corsetul exact. Se lupta cu tine. Exact, nu cooperam, nu eram o echipă cum ar fi trebuit să fie și exact cum spuneai și tu, nu conștientizam că ok, este în beneficiul meu încă. Această conștientizare a venit în momentul în care am ajuns la fizioterapeut, la kinoterapeut. A început să-mi explice, ok, hai să o luăm separat, ce înseamnă coloana vertebrală, ce înseamnă moduva spinării, de ce este important să fie așa, uite și modele de alte adolescente care au trecut exact ca tine, pe aceste perioade au avut curburi mult mai mari, tu încă ești ok, dar tu vei rămâne ok aici, dacă te ții de corset și de exercițiile pe care ți le dăm. În momentul ăla, automat s-a făcut o conexiune între mine și kinoterapeut, care avea să urmeze pentru următorii 4 ani, așa cum am spus. Mm-hmm. Ceea ce a fost foarte important. Chiar vorbeam acum cu o prietenă care, la fel ca mine, poartă corsetul și îmi spunea că pentru ea kinoterapeuții reprezintă o familie în momentul ăsta. Și să știi că așa este. Este pe lângă părinți, probabil că este următoarea persoană atât de apropiată de tine care te înțelege și care te sprijină și îți vrea binele. Da. Cred că încercăm să vă înțelegem pentru că noi nu am trecut prin chestia asta, sau cel puțin eu, sau Jolt, sau alți colegi. De aceea mereu am spus că una dintre voi poate să ajungă poate cea mai bună. Deși cel mai bun e așa o chestie foarte, cum să spun eu, o chestie utopică, așa, e o fantezie să zici cel mai bun, dar una dintre voi care ați trecut prin chestia asta puteți să ajungeți un terapeut cu adevărat, un fizioterapeut extraordinar, pentru că știți care a fost procesul. Și drumul ăsta e cel care te-a făcut, știu că vrei să urmezi o carieră medicală. Exact. Crezi că drumul ăsta te duce acolo? Măi, să știi că eu de mic am avut sângele rece și am înțeles. Probabil cei din jur mi-au spus: a, ok, tu n-ai treabă cu sânge, n-ai treabă cu filmele horror, înseamnă că tu te faci medic. I-am zis ok, nu înțelegeam exact ce înseamnă. Mă uitasem și eu la doctorița Pușica când eram mică, părea foarte interesant. Am zis, da, de ce nu? Da. Dar odată ce am ajuns să vizitez spitale, să vizitez clinici, să văd ce înseamnă să fii într-o sală de operație, ce înseamnă să fii ai făcut la control. Până acum. Da. Oh, okay. Am realizat că ok, este un domeniu pe care poate îl cunosc, încep să-l cunosc din ce în ce mai bine și am văzut că s-ar putea să se muleze pe stilul mm-hmm. meu și că îmi place. Foarte deci tare. Clar m-a motivat și mai mult și ce m-a motivat foarte mult a fost că îmi doresc că nu să fiu un model, dar să fiu un sprijin acolo pentru copiii care o să treacă prin probleme. Super. Și tocmai asta e ideea acestei discuții. Și te-aș întreba, e clar că au fost multe momente, probabil, când ai vrut să îți bași picioarele sau să zici, hai să mai iau o pauză, hai azi exact. Nu fac, lasă, fac mâine dublu sau ceva de genul. Pentru că adolescenții, din ce am observat și mi-aduc aminte când eram eu adolescent, au imaginație și pot găsi resurse foarte multe să fenteze lucrurile. Ce te-a ajutat atunci să rămâi pe cale, să te ții de lucruri? Garanția că știam că l-am dat se termină. Nu era pentru toată viața. Știam cât lucrez mai mult, cu cât muncesc mai mult, cu cât stau mai mult în corset, cu atât o să mă chinui mai puțin. Mm-hmm. Îmi scurtam eu singură perioada de timp când aveam această problemă, această anumită boală. Cumva... Adică ideea că tratament al un început, dar și un sfârșit. Exact, exact. Și a ajutat foarte mult că asta m-a asigurat de fiecare dată medicul, m-a asigurat kinoterapeutul și familia. Uh-huh. Eu singură n-aveam de unde să duc acest lucru. Am înțeles. Ce sfat sau recomandare sau idee le-ai transmite celor care sunt acum la început de drum în acest drum pe care tu l-ai parcurs? Vreau să vă spun, am fost acolo și știu că este foarte, foarte greu, dar uitați-mă aici, sunt un exemplu că există viața și după scolioză, există viață frumoasă. Eu acum sunt absolventă de liceu, am reușit să mă dezvolt pe plan personal, emoțional, mi-am găsit niște resurse fantastice în această problemă. Acum uitați, m-am motivat, vreau să urmez o carieră în domeniul medical. În același timp, am o familie frumoasă pe care am construit-o împreună din această problemă, susținându-ne unii pe alții, făcând echipă. Am prieteni alături care am văzut că îmi sunt prieteni cu adevărat, doar pentru că au fost alături de mine în această perioadă dificilă.
Și pot să spun că în momentul ăsta sunt în cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Și sper să vă motiveze asta. Am participat împreună, cred că la 2 sau 3 tabere, Scully Camp. Ok. Zi-mi care e cea mai frumoasă amintire din Scully Camp pentru tine. În afară de când mi-ați mâzgălit cu înghețată mașina, care după știm că ați și spălat-o, dar să depășim această amintire. Asta poate e pentru mine cea mai frumoasă amintire. Nu știam. Ok, după acest eveniment, chiar mi-aduc aminte cu plăcere de un lucru. La un moment dat, într-o sesiune așa de grup, psihoterapeutul de acolo v-a pus să scrieți pe o foaie nevoile unei adolescente. Noi, pentru că eram numai fete acolo, noi am început să râdem, că eram sigur că voi habar n-aveți, că voi n-aveți copii încă sau n-aveați copii adolescenți, că n-aveți de unde să știți aceste lucruri, sunteți bărbați, nu vă preocupă atât de mult. Și a fost un șoc să vedem cu câtă autenticitate ați vorbit și parcă ați spus-o mai frumos decât o puteam spune noi, parcă erați mai conștienți de nevoile noastre decât eram noi în momentul acela. Și asta ne-a dat multă încredere în voi și totuși ne-a arătat că sunteți umani. Pentru că... Până atunci eram niște roboți. Fă exercițiile, da, 4 serii ori 10, da, 5 exerciții, 50 de minute și 23 de ore purta corsetul. La început, exact așa era. Da. Sunt sigură că și emoționalul nostru a afectat foarte mult, pentru că noi din prima ne-am pus așa un zid în față și am zis, ok, stop, pentru că este prea multă încărcătură pentru noi, punem un zid. Și atunci orice glumă pe care voi o făceați sau orice încercare de a relaționa cu noi, noi nu puteam să o acceptăm. Dar acel moment din Scully Camp, care cred că chiar a fost în prima ediție, pe mine m-a văzut să vă văd altfel. M-a făcut să conștientizez că da, ok, pot să relaționez cu oamenii ăștia și sunt sigură că mă ajută, sunt sigură că putem să facem o echipă frumoasă. Niște strategii de purta mai ușor corsetul? Strategii. Gen vara. Vara. Strategie foarte bună, nu vă limitați să le expuneți. Cel mai greu este când, și cred că fiecare dintre noi este conștient, când este foarte cald și începi să transpiri și nu poți în niciun fel să-ți ajungi acasă foarte rapid să-ți schimbi hainele sau să liniștești, să zicem, anumite mâncărimi. Este și mai greu când trebuie să ai 2 sau poate chiar 3 straturi de haine pe tine. Nu. Eu la un moment dat am zis ok, stop. Este prea mult. După o lună am văzut cât de greu mi este, cât de greu puteam să respir doar pentru că mai aveam un tricou peste corset sau chiar o bluză ca să-mi ascund toate părțile corsetului și am zis stop. Atunci am purtat numai corsetul pe afară, am văzut că pot să mă obișnuiesc și am văzut că îmi este mai bine. În viața ta pe care o ai acum, da, sau până acum, te limitează sau te-a limitat cu ceva scolioza? Te-a oprit de la ceva? Oprit în niciun caz. Mi-a deschis multe uși, dar nu m-a oprit să fac nimica. Există hobby-uri și în corset, există hobby-uri și cu șrot, există viață socială și cu corset, există educație și cu corset, există relații frumoase și cu corset. Nu te împiedică să faci nimic. Super. Mara, nu pot decât să-ți mulțumesc. Pentru mine ești un real exemplu de curaj, pentru că știu că să ieși în fața unor oameni și să povestești frânturi din viața ta nu este ușor, mai ales când ai avut un drum atât de lung. Și îți mulțumesc. Cred că ceea ce am făcut noi acum aici o să fie de real folos pentru foarte multe persoane care sunt la început de drum sau care trec și au nevoie de să afle că nu sunt singuri și singure. Exact, asta ne dorim. Mulțumesc frumos, Bogdan. Și eu îți mulțumesc, Mara. Și știm că sunt mulți oameni care trec printr-o poveste cum trece Mara. Cred că fiecare dintre voi care ați urmărit acest podcast puteți fi de ajutor share-uind acest material să ajungă la cât mai multă lume și acei oameni să-și găsească motivația necesară parcurgerii drumului pe care trebuie să-l parcurgă. Vă mulțumim!